RFI 360 cu Valentin Panduru. Fiind vineri, avem și astăzi în ediția de weekend RFI 360 o oră cu totul specială. O zi în care spiritul sărbătorilor pascale pare greu de găsit în aglomerațiile cu oameni, între rafturile hipermarketurilor, la coadă, la spălătoriile auto, vă încurajăm în această oră să vă răsfățați urechile cu muzică și o voce caldă, în speranța că vom cunoaște cu adevărat fericirea. Fericirea nu înseamnă concediu în rai, e în lucruri mici, uită, e în cană cu ceai. Și din când în când, dar aromă de țigări subțiri. Ați reținut? Lucruri mici, mărunte. Dacă ați terminat pe această zi cumpărăturile sau dacă nu le-ați terminat încă, vă recomand să luați o pauză, să stați alături de noi în următoarele minute. Dacă încă mai căutați ingredientul potrivit pentru cozonacii de anul acesta sau dacă oul roșu vopsit ar merita parcă ceva mai multă creativitate, atunci de vină poate fi felul de a fi a invitatei mele de astăzi, o artistă care face muzică și transmite ceva prin muzica ei. Bună ziua, Alina Manole, și îți mulțumesc mult că ți-ai făcut timp în această zi în care prioritățile sunt strâns legate de petrecerea timpului în familie pentru a fi de fapt alături de noi la RFI. Bună ziua și bine ai venit! Bună ziua și bine te-am găsit, mulțumesc de invitație. Salut pe toți cei care sunt pe recepție în momentul ăsta și știu că nu sunt puțini. E zi cu soare, cred că majoritatea țării, în fine, când mă uit pe geam și văd că în București e soare, am senzația că e peste tot. Și da, este una dintre zilele acelea pe care poate mai mult femeile o știu mai bine, că pregătim tot felul de bunătăți pentru ziua de duminică. Chiar asta vreau să te întreb înainte de a discuta despre muzică, pentru că astăzi pregătirile de Paște sunt întoi, iar tu tocmai ai venit de acasă. Ați găsit drojdia care creat ceva îngrijorare aseară la Teatrelii? Uite cum dai tot din casă. Da, am găsit tot ceea ce îi trebuia mamei pentru cozonaci. Am avut și eu parte de jumătate de oră de frământat și, sinceră să fiu, ce sală, ce fitness, ce... Nu. Să frământăm jumătate de oră o cocă bună și dulce și în momentul ăla scăpăm și de griji și de tot. E o terapie curată, îți spun. Dar de ce trebuie să facem asta? De ce trebuie să frământăm? Există în hipermarketuri, gata, făcut. De ce facem asta? De ce ați făcut voi lucrul ăsta? De ce insistă mama ta să facă pască? Pentru că așa se face, punct. Nu există, și cred că în familia fiecăruia există câte ceva care amintește de copilărie. Și atunci de asta ne agățăm un pic și facem tot felul de lucruri pentru că trebuie. De fapt, ele nu trebuie, ele doar ne reamintesc ce frumos era în propria noastră copilărie. Și de asta și bunicile făceau, gândindu-se la mamele lor, la bunicele lor și tot așa. E un parfum și o atmosferă de familie în care ne regăsim măcar de două ori pe an, o dată de Crăciun și o dată de Paști. Există acest spirit al sărbătorii? Cine vrea să-l... Cred că l-ați trăit frământând la cozonaci. Bineînțeles, este o agitație cumplită în care sunt și nervi întinși la maxim, crede-mă. Pe de altă parte, din când în când mai izbucnim în râs, pentru că ne dăm seama că nu în cozonac stă bucuria sărbătorii, ci în faptul că mama a venit de la 400 de kilometri ca să fim împreună și să împărțim niște activități și să fie totul așa frumos, ca pe vremuri. Vocea ta nu este în cea mai bună formă, după cum îmi spuneai, cu toate că eu te simt ok acum, mai avertizat însă înainte să vii că... Fac și eu, precum fac toți artiștii, spun, sunt un pic răcușit, astfel încât să-ți scuze toate bâlbele pe care le pot avea în această emisiune, mai ales că v-am promis că și ție și Andrei că o să cânt live și asta o să se întâmple astăzi, așa cum îmi spuneam și mai devreme, că dacă tot e să dăm tot din casă, spuneam mai devreme înainte de a intra în emisie că artistul, indiferent ce ar avea pe albume, trebuie să demonstreze măcar 5 minute că știe să cânte live și în orice condiții. Bine, tu ai făcut acest lucru, ai făcut o adevărată demonstrație, 3 ani de Joia Păcătoșilor sărbătorită aseară. Da, și 6 ani de Luna Pătrată sărbătoriți în luna martie. Am un an plin de aniversări cu 3, cum spun eu, asta pornind și de la albumul numărul 2, care s-a numit Dragoste în 3. 3 ani de Joia Păcătoșilor, 3 ori 2 ani de Luna Pătrată. Se întâmplă lucruri frumoase cu cele două mai nou, iată, proiecte muzicale pe care le am. Uite, toată lumea vorbește de proiecte, până și eu vorbesc despre proiect OFF. Ce să spun? Ce a văzut mama ta aseară?
Venind de la 400 de kilometri, cum a trăit ea concertul de aseară? Spectacolul vostru de aseară, că nu-i doar un concert. Să știi că un prim feedback l-am primit dimineață, după cafea. Mi-a spus că i-au plăcut... I-a plăcut să se uite la cei care au venit, vârste diferite, pe un palier foarte, foarte mare de vârstă, de la 20 de ani la 60. Și a spus că am avut unele momente, și e cel mai mare critic al meu, să se noteze, a spus că am avut anumite momente în care, într-adevăr, i-am făcut așa pielea de găină. E mare lucru să-mi spună mie mama asta, recunosc. S-a obișnuit, așa cum s-au obișnuit și ceilalți spectatori și ceilalți păcătoși care vin la, cel puțin la acest spectacol, Joia Păcătoșilor, să plece un pic mai eliberați de gânduri și de adevăruri, fie să se mai încarce cu niște întrebări. Este un spectacol cu subiecte tabu, cu povești tabu, așa cum spun la final de spectacol, o parte dintre adevăruri sunt ale mele, o parte sunt ale celor din fața mea. Nu pot să povestesc foarte mult. E un spectacol care trebuie văzut acolo. E vorba de oameni care se regăsesc după anumite etape mai puțin plăcute. Modul în care își pierd naivitățile acelea care spun, iată, acum o să pun un punct, că deja vorbesc în fraze mult prea lungi. Premisa de la care pornește spectacolul este că nu există relații în care oricare dintre cei doi să nu fi păcătuit, cu ghilimele de rigoare, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Adică nu există exclusivitate în relații, mai ales în relațiile pe termen lung. Câte vreme acceptăm această realitate, ca să spun așa, și câtă vreme apelăm la cel mai frumos lucru din lume, și anume la inteligență, astfel încât să nu-l rănim pe omul de lângă, totul e ok. Aș vrea să nu rămân cu parantezele deschise, pentru că ai pomenit mai devreme de Andreea Petroșel. O salut, pentru că ea ne-a ajutat, a intermediat într-un fel sau altul și o salutăm. Iar al doilea nume care îmi vine în minte, discutăm de Joia Păcătoșilor, Raul Cusac. Raul Cusac, da, e omul cu care am construit acest proiect Joia Păcătoșilor. Noi am cântat împreună, în urmă cu 3 ani, am început o primă colaborare și în zona de concerte standard, unde în continuare suntem împreună pe scenă. Când am venit cu ideea aceasta, Raul a reacționat imediat și de aceea piesele, să se înțeleagă, spectacolul Joia Păcătoșilor înseamnă text, poveste spusă, asezonată cu piese care se află și ele pe albume. Însă piesele acelea nu sunt așa cum se află pe albume, ci sunt reinterpretate de către Raul, care devine la rândul lui personaj în această poveste și care se folosește de pian pentru a dialoga la rândul său cu publicul. Bine, pianul lui este pur și simplu fenomenal și am văzut și variante. Joia Păcătoșilor a fost tot timpul în duo? Tot timpul în duo, acesta este proiectul voce-pian. În rest există concertele standard, cum le spun eu, în care există un minim trio, altfel ne întâlnim de fapt în quintet. Și o să-i enumăr pe dragii mei, în afară de Raul la pian, e vorba de Claudiu Purcărin la tobe sau de Ovidiu Condrea, că uneori ne jucăm așa, de Adrian Flautistu, contrabas, și de Dan Nicolau, trompetă. Așa am, în această formulă, ca să spun așa, cu acești oameni am înregistrat albumul Fericirea de Luni, pe care l-am lansat anul trecut. În această formulă am făcut și lansarea și am mai făcut concerte în București și în țară. E uneori mai greu să ne întâlnim totuși toți 5, pentru că programul fiecăruia depinde de tot felul de variabile, dar cu siguranță un trio va fi minim. Iată, pe 25 aprilie o să am din nou concert în București, în variantă standard. Pe 17? Și pe 17 vom cânta la Stuttgart. Pentru cei care ne ascultă. Da, pentru cei care ne ascultă. Am bucuria să fiu invitată la Stuttgart și e pentru mine prima ieșire din țară cu muzica mea exclusiv în limba română și aici chiar e un lucru asupra căruia țin să mai subliniez o dată. Eu, Doamne, ce prost am vorbit, ce prost am spus fraza asta, dar nu mai contează. Cânt în limba română.
Și m-am emoționat și mă emoționez de fiecare dată când vine vorba de asta, pentru că da, aș putea alege orice altă limbă în care să mă exprim, să spunem, muzical, dar doar limba română mi se pare potrivită pentru o exprimare artistică și emoțională autentică. La 3 ani de Joia Păcătoșilor e clar că există un public al tău, un, să-i spun, target clar, însă în luna martie ai realizat un turneu în țară. Da. Aș vrea să știu, ai regăsit același public, același public 30 de ani, intelectuali sau cui te adresezi până la urmă? Și ai regăsit în țară? Pentru concertele standard cu care mergem în turneu există fix același public. Și anume, cu o paletă de vârstă destul de interesantă, dar cu o medie de vârstă, să spunem, de 28-30 de ani. Și, dar ce este comun în orice oraș din țara asta, și cu siguranță, iată, și la Stuttgart, știu că va fi la fel, este faptul că publicul care vine este inteligent, are simțul umorului, reacționează foarte bine la tot felul de jucării și de provocări, mai mult sau mai puțin păcătoase, și îmi dăruiește ceea ce din punctul meu de vedere reprezintă cel mai mare cadou pe care îl poate primi un artist. Este vorba de liniște. Fie că e vorba de club, fie că e vorba de săli de teatru, atitudinea celor care vin este aceeași. Și atunci nu pot decât să mă bucur și să am așa o inimă mare, mare, mare de tot. Pentru că oamenii aceia, deși, de exemplu, se află într-un loc unde se fumează, se bea, se poate socializa, e bine, tac și ascultă. Și lucrul ăsta mă face să spun plecăciune și drag. Vom asculta, te rog să ne ilustrezi cu un moment muzical, să știm și noi despre ceea ce vorbim până la urmă aici. Puteți și vă îndrum să faceți acest lucru, să intrați pe site-ul alinamanole.ro pentru a afla ceea ce nu am reușit încă să atingem în 10 minute, doar 10 minute. Vă aștept și pe pagina Facebook RFI 360 pentru a-i adresa întrebări invitatei mele de astăzi. Ce ne cânti? Toată povestea muzicală, cu totul, și nu mă refer doar la Joia Păcătoșilor, mă refer și la Luna Pătrată sau Fericirea de Luni, toate poveștile mele au pornit destul de târziu, să spun așa, în vârstă, dar au pornit de la o fixație, că aveam și eu un vis și vreau să mi-l împlinesc. Ei, din visele acelea frumoase pe care le avem, eu zic că e bine să nu ne trezim niciodată. Piesa se numește Trezește-mă și se află pe albumul Fericirea de Luni, într-o altă variantă decât cea de acum. Sper să vă placă și asta. Trezește-mă când e gata, trezește-mă când nu mai e, când nu mai sunt ploi și nici biciclete cu roți până la cer. Trezește-mă când nu mai vrei să crezi că totul se poate. Trezește-mă când nu mai cântă nimic în nicio noapte. Trezește-mă înainte să cad definitiv. În visul cu tine e prea frumos, frumos e visul cu tine. Trezește-mă când urlă luna de neputința ta și când se văd în loc de una două inimi separate a mea și a ta. Trezește-mă înainte să cad definitiv. În visul cu tine trezește-mă înainte să te iubesc prea mult. Trezește-mă înainte
te iubesc prea mult. Nu mă trezi niciodată. Chiar și tu ai spus asta când ți se întâmpla. Dragostea mea e un unicorn turcoaz. Britanicii spun, nu există asemenea caz. Tu ai spus că e un cal cu corn și atât. Și veneai acasă, urme pe cât. Te-am iubit ca în cele mai frumoase povești. Ți le-aș spune și acum, dar nu știu unde-mi ești. Mai bine mă duc în vis să mă duc, să mă transform în unicorn. Alina Manole cântând Unicorn la RFI, o altă piesă de pe ultimul album Fericirea de luni, lansat în 2014, un album care încă nu a cules premii, pentru că albumele tale până acum au reușit să facă asta, să strângă foarte multe premii. Da, a fost o competiție foarte grea anul acesta, cel puțin pentru premiile Radio România, unde am câștigat cu Dragoste în trei cu celălalt, dar în momentul în care ai o nominalizare alături de Horia Brenciu și de Direcția 5, în momentul ăla ești ok. Există însă un premiu primit de la Forever Folk. Așa că, iată. Nu a fost trecut pe site aici, o scăpare. Da, 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 așa este. Cine se ocupă de site? Sunt sărbătorile și toată lumea este în vacanță și încă nu s-a întâmplat nimic. Pe de altă parte, cel mai mare premiu este epuizarea tirajului și le mulțumesc tuturor celor care cumpără albume și nu doar vor să le pirateze. Asta e mare lucru pentru un artist, mai ales când își produce singur albumul. Lucrul ăsta se întâmplă de 6 ani măcar, adică Luna Pătrată, Dragoste în trei, cu drag un maxi single și Fericirea de luni sunt produse de subsemnata, adică am investit bani în împrumuturi, credite și tot felul de lucruri. Da, vorbesc serios, dar iată, o fac cu zâmbetul pe buze, pentru că premiul și răsplata este tare, tare frumoasă din partea celor care vin la concerte și care cumpără materialele discografice. Sunt 3 albume lansate, iată în ce condiții: Luna Pătrată în 2009, Dragoste în 3 2011 și Fericirea de luni, primele 2 intens premiate, după cum spuneam, ultimul Epuizat, mai poate fi achiziționat doar online. Aș vrea să te întreb, deja ai atins cumva subiectul, ce este mai important pentru tine, epuizarea unui tiraj al albumului tău sau premiile obținute? Iată, am anticipat întrebarea ta. Premiile sunt desigur importante și rămân acolo în portofoliu, însă nu aduc foarte mult, să spunem așa, în notorietatea pe care
orice artist o poate avea în rândul publicului. Cu alte cuvinte, faptul că ai câștigat la un moment dat un premiu nu înseamnă neapărat că îți va umple o sală de teatru sau o sală de club cu un preț de bilet, că și asta e o problemă uneori. Nu, personal nu-mi plac concertele cu intrare liberă. Așa că cel mai mare premiu rămâne faptul că muzica ta ajunge la oameni și despre asta este vorba, primești mesaje și vin la concerte și sunt acolo cu tine și îți cântă piesele. Am avut de curând un... iartă-mă că te-am întrerupt. Am avut de curând un concert în care am spus noi suntem patru oameni pe scenă, dar al cincilea membru al trupei noastre veți fi voi și crede-mă că s-a cântat de la început până la sfârșit cu bucurie și cu o energie absolut fantastică. Toate versurile s-au știut sau s-au învățat atunci pe loc. A fost o adevărată nebunie. Și în general lucrul ăsta se întâmplă la... Că poate albume cu stoc epuizat, sigur, au și cei de la Direcția 5, dar premii obținute trebuie să te felicit din acest punct de vedere. 1-0 pentru noi, ca să spun astfel. Aș vrea să te întreb, pentru că pe site-ul tău te prezinți astfel: femeie artist păcătoasă. Care ar fi definiția ta pentru păcat? Păcătoșii sunt oameni foarte buni, foarte inteligenți, care aleg să aibă o privire, să spun așa, un pic mai rațională asupra relațiilor amoroase, care înțeleg că iubirile sunt volatile, că sunt supuse trecerii timpului și că, da, de la un punct încolo, așa cum spuneam și acum vreo jumătate de oră, ne sunt permise foarte multe lucruri într-o relație, câtă vreme avem inteligența de a nu-l răni pe celălalt. Până la urmă și o înfluturare de două ore sau de două zile pentru cineva care, așa cum mai spun eu uneori, pentru că mi s-a întâmplat, poate să fie, de exemplu, băiatul care vinde baclava, să aibă niște mâini fantastice și te îndrăgostești de el pur și simplu, după ce ai fost de cel puțin trei ori să cumperi baclava fără să o mănânci. Ei, faptul că ești îndrăgostit și pleci de acolo uitându-te la nori, la copaci înfloriți și la tot felul de semne pe care le vezi în jur, asta îți dă o stare de bine. Stai de bine cu care te duci acasă. E ok așa. Muzica este un păcat? Nu, muzica este o salvare. Da? Are rol terapeutic. Pentru că să faci muzică în România pare un lucru totuși dificil. Da, bineînțeles, trebuie să fii naiv. De fapt, asta e singura naivitate a unui păcătos artist, să facă muzică și să mai scoată și niște albume. Să contabilizăm puțin, cam câte concerte neplătite, câte pachete de Eugenie, de covrigi consumați, neștire, câte ore de studiu fac din tine ceea ce ești astăzi? Ai urmat sociologia, dar... Da, am urmat sociologia, sunt aici cu muzica. Da, să știi că jumătatea din mine este în continuare sociolog. Am muncit mult. Muncesc în continuare mult, așa face fiecare om care vrea să-și facă treaba bine. Fie că e vorba de contabilitate, fie că e vorba de inginerie, toți ne facem lucrurile, dacă vrem să ne facem lucrurile bine, atunci muncim pentru asta. Nu sunt acolo, sunt într-un prezent care mă mulțumește. Visul meu continuă. Și proiecte sunt și vise am în continuare în cap, dar nu vise atât de mari, că visul ăla mare cu muzica, vreau să fac asta, iată că îl trăiesc. Sunt ramificații mici care îmi spun, uite, ai putea să faci și asta, ai putea scoate materialul ăsta, uite, tocmai am mai făcut niște piese noi care se lucrează acum la sala de repetiții cu Raul. Se întâmplă lucruri, e o permanentă mișcare. Nu regret faptul că, pe de altă parte, nu sunt 100% în viața, să spun, profesională, nu sunt 100% artist. În continuare activez și în celelalte domenii profesionale în care am oarecare expertiză și lucrul ăsta mă echilibrează, pe de altă parte, că iată, sunt un artist cu picioarele pe pământ, deși sunt două asocieri aici care teoretic n-ar trebui să meargă. Ai absolvit sociologia, dar ești complet îndrăgostită de muzică. În muzică, alături de chitara ta rece, am putea crede că ești doar un artist folk, dar de fapt nu. Nestatornică, cochetezi cu muzica jazz, așa cum a ieșit și ce cânti tu acum, folk jazz. Îți place să trăiești între două lumi?
De voie sau de nevoie sunt obligat, adică pe asta sunt și nu mă mai pot schimba. Nu te obliga nimeni să combine aceste genuri muzicale, folk cu jazz. Nu, însă, ba da, de fapt da, am fost obligată. Am fost obligată de interiorul meu, care auzea piesele și cântecele altfel decât în starea lor de compoziție. S-a întâmplat prin 2008, 2007, să-l întâlnesc pe Adrian Cristescu, pianist, tare, tare, om tare drag și el mie, alături de care am lucrat primele două albume și împreună cu care am cântat foarte multă vreme. Și ne-am întâlnit și ne-am potrivit foarte mult, eu explicându-i ce vreau, el pictându-mi ce crede el și uite că s-a întâmplat. Faptul că empatia aceasta muzicală o regăsesc foarte mult împreună cu Raul, din momentul în care ne-am întâlnit și am început să lucrăm împreună și lucrurile dobândesc parcă și mai mult contur și se duc cu atât mai mult spre ceea ce îmi doresc și ne dorim, asta nu poate decât să mă bucure. Iar un lucru foarte important în ceea ce fac este ca cei cu care colaborez și cu care cânt să vină cu propriul lor aport, cu propria lor amprentă. De asta, experiența unui concert live este cu totul alta decât pe alocuri albumul sau o ascultare de studio. Pentru că acolo, pe scenă, ne dăm frâul liber stărilor de moment și atunci e o altă dinamică, cu totul alta. Ne jucăm și asta a fost... Și asta a fost cumva condiția de bază a colaborării noastre. La un moment dat, la una dintre sesiunile de înregistrări pentru Fericirea de Luni, unul dintre colegii mei a spus, ok, am venit să tragem. Și am spus, nu, n-am venit să tragem un album, am venit să cântăm și apoi vedem dacă este album. Și urmarea a fost că am înregistrat albumul în condiții aproape live pentru toată lumea, muncind frumos și jucându-ne și lăsându-ne să fim plozi foarte încântați de jucăria asta muzicală. O scurtă secvență a ceea ce puteți trăi la concertele Alinei Manole puteți găsi și pe YouTube. Veți găsi clipuri și secvențe din concertele live. Nu vă mai vorbesc despre albumele epuizate. Tot pe alinamanole.ro puteți achiziționa ce mai există digital. Suntem la final. Timpul a trecut destul de repede. Și aș vrea să trecem din nou în revistă următoarele apariții, respectiv la Stuttgart pe 17 aprilie, dar aici în țară următoarea... În București, pe 25 aprilie, la Clubul Țăranului. Și pentru luna mai sperăm să mai ajungem în orașe din țară, o să le anunț la momentul potrivit. De fiecare dată când anunț, uite, plec acolo, mai vin 16 mesaje, dar la noi când vii, da, acolo când vii. Nu putem să ajungem chiar peste tot din vari motive. Timpul, organizatorii locali, condițiile și așa mai departe. Dar ne străduim să facem lucrurile așa cum trebuie, astfel încât să fie nu doar confortabil pentru noi, cei care plecăm la drum și batem mii de kilometri, ci și pentru cei care vin la concert. Pentru faptul că ai acceptat invitația noastră, astăzi ai fost prezentă atât la București, dar și la Iași, și la Craiova, și la Cluj. Și îți mulțumesc foarte mult pentru prezență în programul meu. Mulțumesc și eu mult de tot. Recunosc, acum mai curând, aș vrea să-i lăsăm pe cei care ne ascultă cu una dintre piesele de pe Fericirea de Luni, care sună mai înspre folk jazz-ul despre care spuneai mai devreme, sau în fine, mai spre stilul de acum. E vorba de o piesă foarte jucăușă, care se numește Sper să nu. O să o găsim noi pe acolo la un moment dat. Dacă îmi spui numărul, sigur o găsesc. Sincer, habar n-am. Ok, va fi foarte greu în cazul ăsta. Atunci să punem un click pe undeva și să vedem. Sau în fine, dacă cineva ne poate... aceasta. De 30 de ani se numește. Nu știu cât au așteptat cei care ne ascultă să întâlnească iubirea vieții lor. Eu am depășit 30 de ani și încă mă aștept. Îți mulțumesc foarte mult, sărbători fericite, sărbători pascale fericite tuturor. Îți mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și eu, sărbători fericite tuturor. Și pasărea asta din piept nu mai tace de 30 de zile plouă cu rouă. Hai să facem pace, de 30 de ani te aștept.
pasărea asta din piept nu mai tace de 30 de zile plouă, durouă. Hai să facem pace, nu te-am mai văzut de mult așa. Uitându-te la mine cu toată ființa, cu toată zbaterea. Hai să ne căsătorim pentru încă o noapte și dimineață să facem partaj. Cine pleacă primul să beapă, cine are curaj. De 30 de ani te aștept și pasărea asta din piept nu mai tace. De 30 de zile plouă cu rouă. Hai să facem pace. De 30 de ani te aștept și pasărea asta din piept nu mai tace. De 30 de zile plouă cu rouă. Hai să facem pace. Nu te-am mai văzut de mult așa, iubindu-mă cu toată ființa, cu toată patima. Hai să ne căsătorim pentru încă o noapte și dimineață să facem partaj. Cine pleacă primul după țigă, cine are curaj. De 30 de ani te aștept și pasărea asta din piept nu mai tace. De 30 de zile plouă cu rouă. Hai să facem pace. De 30 de ani te aștept și pasărea asta din piept nu mai tace. De 30 de zile plouă cu rouă. Hai să facem pace. Nu te-am mai văzut de mult așa, mă urăști cu toată inima, cu toată inima. Hai să ne căsătorim pentru încă o noapte și dimineață să facem partaj. Cine pleacă primul din iubire, cine are curaj. De 30 de ani, de 30 de ani.